quantità di codispozione l'articolo 163 al netto non dichiarà, articolo 164 al netto non dichiarà, articolo 194 al netto non dichiarà, vedi il numero 10, 17, 2011, primi quadrano in strategia, sali di scopo di comando numero 15, 20 anni, tardò a 2012, dai ascoltività di pace per la scelta comunale, campione di classe, vincevo, tu deci continuare a lottare, domnul Popa Gheorghe, nu poate bine, iar domnul Moise Cosmitru zice că îi trebuie să ajungă. Așa, din cei 13 consilieri locali, 9 sunt prezenți. Deci, acesta este legal constituit și poate începe lucrările. Având în vedere prevederea articolului 38 al numărul 15, din 1057, supun spre aprobare procesul verbal în chiar la ședința anterioară. Cine este pentru? Potrivă, deci procesul verbal a fost adoptat în unanimitate de voturi. Deci, în conformitate cu prevederea articolului 23 alineatul 1 din codul administrativ, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea unui președinte ședinței pentru următoarele 3 luni. Dar ce domnul Rață, ce este la cele 3 luni de... Fac eu propuneri. Da. Doamna Gardianică. Deci, domnul... Domnul Gardianică, doamna Gardianică. Mai sunt 7 propuneri. Dacă nu, spun la vot. Cine este pentru? Consiliul din doamna Gabi, vă rog să vă dați în seara încălzită. Mulțumesc pentru încrederea acordată. Promit că vă permit să lucrez la ședință conform normelor legale și democratice. Se dă citirea ordinului de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2022, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de munca neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate condamnate. Inițiator Victor, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează, Comisia 3. 2. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2, anul 2021. Inițiator, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și numărul 1. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții în Gheața Limii și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare, pod în comună Ardeoan, județul Bacău. Inițiator, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul compartimentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează toate cele trei comisii. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.044.840 de lei în excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Inițiator, primar Victor Diacon. Proiectul de hotărâre este însoțit de raportul departamentului de specialitate și referatul de aprobare al primarului. Comisia care avizează toate cele trei comisii. La cei diverse. Dacă mai sunt și alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi, nu. Și pun spre aprobare ordinea de zi în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Intrăm în ordinea de zi. 1. Proiect de hotărâre cu privire la planul anual de acțiuni de interes local pentru repartizarea orelor de muncă în cazul persoanelor care prestează acțiuni sau lucrări de interes local în anul 2022, precum și punerea în executare a sentințelor civile penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității pentru persoanele sancționate sau condamnate. Aviz de Comisia numărul 3, domnul Popa Gheorghe. Comisia numărul 3, aviz favorabil. Deci, proiectul a fost discutat pe comisii. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține, cine? Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în registru agricol pentru semestrul 2, anul 2021. Aviz domnul Moise. Aviz favorabil. Proiectul a fost discutat de comisii. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Se trece la următorul punct al ordinii de zi. Proiect de
hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salin și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare podul comun Ardoan, județul Bacău. Avize. Comisia numărul 1, domnul Moise. Favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa. Aviz favorabil. Proiectul a fost discutat pe comisie. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de executiv. Cine este pentru? Împotrivă, dacă se abține. Se trece la următorul punct al ordinei de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 1.044.840 de lei în excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pentru anul 2021, asupra de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Avize. Comisia numărul 1, domnul Moise. Aviz favorabil. Comisia numărul 2, domnul Macadam. Aviz favorabil. Comisia numărul 3, domnul Popa. Aviz favorabil. Deci, discutat cu comisii. Supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Este împotrivă, dacă se abține cineva. Comună, ce să ai? Fiind de la ordinea de zi, declară închisă lucrările și Mulțumesc.